Polițiștii pietreni au intervenit și la o sesizare privind faptul că o persoană necunoscută aflată într-un bar de pe Bulevardul Decebal a încercat să înșele barmanul. Echipa de cercetare deplasată la fața locului a stabilit că în jurul orei 19.30 în bar a intrat un bărbat de aproximativ 45 de ani care i-a dat barmanului suma de 1100 de lei în bagnote de 500 și 200 de lei, solicitându-i să îi le schimbe în bagnote mai mici. În momentul în care barmanul îi pregătea banii, un alt consumator din local a început să fotografie fotografieze acțiunea, astfel că persoana necunoscută a renunțat să mai schimbe toată suma, schimbând doar o bagnotă de 200 de lei în două de 100 de lei, după care a părăsit barul. Polițiști efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de înșelăciune și pentru identificarea bărbatului. Polițiștii recomandă! Nu vă încredeți în binevoitori, nu cumpărați valută de la persoane neautorizate, poate fi falsă. Aceștia acționează la câțiva metri de un birou de schimb valutar și ar fi păcat să cădeți victimă datorită unui câștig nesemnificativ. Atenție la metodașmen, dacă totuși consimțiți să participați la o ilegalitate, când primiți suma solicitată, numărați cu atenție bagnotele și nu mai întoarceți banii spre renumărare. Atunci se realizează înlocuirea sumei valabile cu o sumă derizorie și sub pretextul că în zonă și-au făcut apă apariția polițiștii, infractorii dispar, iar victima descoperă ulterior că a fost înșelată. Haideți să facem front comun împotriva delicvenței!